Consiliul Politic Național se va convoca într-un viitor apropiat, dar cu condiția că în acest timp, deoarece e o decizie extrem de serioasă, într-un moment politic extrem de sensibil, atunci când Partidul Democrat, după mine, a comis o crimă politică, votând pentru demisia unui guvern și violând acordul de alianță, am solicitat colegilor să-și convoace și ei la rândul său Consiliile Politice Teritoriale și deja la Consiliul Politic Național să vină cu o decizie foarte clară, asumată. Eu cred că în următoarele câteva zile o să avem și Consiliul Politic Național. Democrații spuneau că, iată, de mâine vor lansa din nou invitații la discuții. Să lanseze. Deocamdată nu participăm până când nu vom avea o decizie clară a Consiliului Politic Național, care va fi pe parcursul săptămânii curente. Ce format? Cum ar putea? Opiniile sunt diferite. Nu vedem absolut niciun fel de formate la acest moment, din motive că pe interiorul partidului sunt foarte multe opinii și ele trebuie luate în calcul și noi trebuie să respectăm părerea colegilor. Odată ce democrații și-au asumat această stare de haos, odată ce au votat pentru demisia guvernului, trebuie să fie pregătiți, așa cum au declarat-o și public, că ei au încredere că vor crea o majoritate și vor putea merge înainte, să fie pregătiți pentru orice scenarii. Cu participarea PLDM, fără participarea PLDM, trebuie să fie gata. Dar balanța spre centru, adică nu o să vă dau detalii acum. Detalii, vor fi detaliile și celelalte sau deciziile urmate de explicații de ce vor fi după ședința Consiliului Politic Național și vă rog să nu insistați. Nu vreau să mai aud democrați deloc acum. Care ar fi condițiile?